Și am văzut foarte multe stele pe cer. Cerul era foarte negru și eu eram obișnuit cu un cer alb, gri, din oraș, din București. Și chiar asta m-a făcut să zic, ia uite, ceva, stele, astronomie, aștri. M-am apucat să studiez de unul singur și să le arăt colegilor, prietenilor, care oricum nu existau, dar mă rog, mai găseam eu oameni pe stradă să le arăt, ceea ce mai învățam și eu. Astronomia de obicei nu se învață din cărți, e foarte, foarte frumos. Și încerc asta și la cursurile mele să le spun oamenilor, se învață pe teren, adică stând afară, o hartă în mână și uitându-te pe cer. Dacă sunteți pasionați de astronomie, acum aveți o variantă potrivită de a vă petrece vara. În perioada 15-19 iulie are loc școala de vară de astronomie, Constelații, Nebuloase, Galaxii. Vor fi 5 serii în care veți învăța într-un mediu relaxat și nonconformist ce se întâmplă pe cer. Veți afla povești despre roiuri stelare, nebuloase, stele duble, asteroizi și lungimi de undă. Totodată veți avea destul timp la dispoziție să puneți întrebări și să discutați despre fenomenele astronomice care vă interesează. Toate întrebările despre cer, stele și nu numai, aici își vor găsi cu siguranță răspunsul. Detalii despre înscriere și taxa de participare găsiți pe www.victoriei.ro.